Da, le aventură sunt direct, vorbim și de lucruri mai plăcute decât înfrângerea gloriei de la Timișoara. Avem un turneu și încercăm să procedăm în consecință la Sfântul Gheorghe departe de lume, cum ar zice scriitorii francezi, Far From Man era un roman, se dispută un turneu despre care iar nu știe nimeni nimic, aflăm despre turneu de la cei din stafful celor de la HC Buzău, pentru că Onor Federația și-a deschis un site pay-per-view. Eu n-am mai auzit așa ceva, un for național să perceapă taxă pentru meciurile pe care le difuzează. Inclusiv pe canalul de YouTube se face trimitere către acest site și aș zice că nu se face. Da, este inadmisibil ce se întâmplă. Începem cu acest subiect, dacă tot ai pomenit de acest semn de transmitere a unui meci pe care trebuie să-l plătești, este un lucru inadmisibil, dincolo de faptul că în prima etapă a fost o gafă enormă acest de la federație. Te-au taxat cu o sumă de bani modică, dar ai o sumă de bani. Și n-ai văzut meciul. Și n-ai văzut meciul, bașca că erau două meciuri transmise simultan, din care oamenii n-au înțeles nimic. Te uitai la două meciuri în același timp. Acest lucru a fost taxat de către mai mulți jurnaliști sportivi care au remarcat acest lucru până la urmă foarte, foarte bizar, foarte ciudat. Dar, în general, sistemul ăsta pay-per-view e implementat la marile evenimente sportive și, să zicem, pe la galele de box. Dar alea nu sunt meciuri organizate de o federație națională. Exact. Este alt for care poate organiza. Sunt tot alte foruri. Chiar exact. Mă uitam mai de ună zi, vineri noapte am văzut TNT, televiziunea care are drepturile pentru NBA, a dat meciul la liber. Și e finala NBA. Nu știu câtă popularitate, cu ghilimele de rigoare, vor să câștige cei de la FRH, dar s-a văzut că după cum organizează lucrurile, în sensul că ei nu-și aduc aminte în organizarea, când vine vorba de organizarea unui meci, că același meci se joacă la o altă oră și coincide cu data în care joacă și fetele și băieții, știm despre ce este vorba și amâni în turneu de 10 ori, e clar gradul de competență care transpiră, să zicem, din activitățile lor. Dacă revenim la băieți, au fost două meciuri până acum la turneul de la Sfântul Gheorghe. Dacă n-ați găsit pe niciun site, e și normal să nu găsiți. Ieri, duminică, da, duminică, Buzăul a făcut un miracol, a egalat Steaua în ultima secundă sau în ultimele 5 secunde. Astăzi am bătut pe Făgăraș. Da, un meci foarte greu cu Steaua. Eu țin minte de meciul cu Steaua din finalul sezonului trecut de la Buzău, când Buzăul a pierdut cu Steaua în urma 3 foarte mari greșeli de arbitraj, un meci pe care Buzăul trebuia să-l câștige încă de atunci, să aibă o victorie cu Steaua. Am fost clar dezavantajați. Uite că acum s-a întors durata și am scos un egal foarte mare cu Steaua București. După ce am revenit de la pauză la 4 goluri, plus că Steaua s-a desprins la 5-0 din primele minute, dar uite că Handball Club Buzău a revenit spectaculos după pauză. De la minus 4 la pauză, a scos o remiză absolut meritată în fața unei echipe cu pretenții care joacă mereu în play-off, cum este București. Iar în urmă cu vreo oră și jumătate am reușit să-i batem pe Făgăraș, o echipă care de obicei ne cam nășea, hai să fim serioși. Da, păi ne-a bătut mereu Făgărașul în primele două sezoane, ne bătea până de ne prindea la Buzău sau la Făgăraș, eram victime sigure. Uite că acum i-am bătut după o primă repriză de excepție, am condus cu 6 goluri, ne-am impus până la urmă la un singur gol la limită în finalul meciului, două reprize total diferite, o nebunie în final, un thriller, cum a mai spus un coleg de-al nostru din presă, o nebunie de meci, până la urmă a ieșit bine, am bătut la un gol, sunt importante aceste puncte și putem spune că viitorul sună mai mult decât bine la Handball Club Buzău. Sunt convins că va fi un sezon total diferit față de primele două, când ne bătem prin play-out. De data aceasta este altceva. Am început foarte bine sezonul, 5 meciuri. Deocamdată avem 3 victorii, o remiză și un singur eșec. Trebuie să spunem că și la turneul precedent, disputat tot la Sfântul Gheorghe, Buzăul a avut o prestație cât se poate, pentru mine, neașteptată. Pentru că eu eram obișnuit cu performanțele, dacă le putem numi așa, din primele două sezoane.
Și numai hazardul și brigada de arbitri ne-au oprit să, să nu ne întoarcem de acolo cu 3 victorii. Meciul cu, cu Baia Mare, iar un meci și din nou echipă cu nume. O echipă cu nume, o echipă cu pretenții chiar la titlu în acea zonă. Baia Mare s-a întâlnit foarte, foarte mult. Va fi o nucă, bine, nu că în, în primele două sezoane n-a fost, dar va fi o echipă acum și mai puternică, Baia Mare, care cu siguranță se va bate la, la titlu, cu șanse reale, cu Dinamo, cu Dobrogea Constanța. O echipă, o echipă foarte tare, Baia, Baia Mare. De unde până unde transformarea asta în bine a HC-ului? Uite, țin minte, acum 2 ani jumătate, nu, 2 ani și un pic, nu mai rețin exact, când vorbeam cu Răzvan Voi, cu președintele, team managerul Handball Club Buzău, și îmi spunea: Cătălin, uite, trebuie să avem răbdare că vom ușor, ușor vom crește de la, de la sezon la sezon, vom aduce jucători. Întrebări, a fost un nucleu foarte bun de, la Buzău de, de băieți care au reușit promovarea. Întrebări, primele două sezoane au fost, au fost niște evoluții mai puține reușite, dar uite că am, am reușit să ne menținem în primul eșalon. Iar începând cu acest sezon, chiar s-au făcut și transferuri foarte reușite comparativ cu cele din sezonul trecut, în care au fost niște ratări. Au venit câțiva jucători cu nume care n-au confirmat. S-a dat puțin, s-a destabilizat puțin atmosfera la echipă. Uite că aceste implanturi care sunt acum la Buzău sunt foarte, sunt foarte bune și sunt, mai mult decât atât, sunt puse unde trebuie. Deci au venit de jucători pe posturile deficitare. Alături de ceilalți componenți, uite că fac o treabă, pot spune, pe excelentă. Jucători cu nume, au venit într-adevăr foarte mare experiență, dar într-adevăr trebuie să remarcăm că nu s-a mai făcut nicio ratare. Deci a adus cu nume, dar care să-ți confirme. Nu pur și simplu să vină în, în excursie la Buzău în vizită și, știi cum și atât. Sunt și cele mai mari cluburi din lume ratează câteodată când vine vorba de transferuri. Sunt arhi se întâmplă, da, da. Exemple putem da din fotbal, că eu la handbal mă pricep mai puțin. Dar în fotbal sunt... Sunt multe, da. Cred că sunt sute, dacă... Chiar pot să, să spun sute fără să exagerez. Transferuri care până la urmă nu s-au dovedit a fi... Ce trebuie, da, pentru, ce trebuie pentru echipa respectivă. Pentru echipa respectivă, da. Uite că la Buzău se întâmplă lucruri foarte, foarte frumoase. Da, remarcăm, remarc în coată și nucleul de jucători de la Buzău, buzioni și plus cei care au, care au rămas în sezonul trecut, că au rămas și ei destui, destui jucători foarte buni, plus acest transferul care, uite, fac diferența deocamdată. Avem portar iranian al echipei naționale a Iranului, Baba Safari. E un nume foarte greu de reținut, dar aminte de pronunțat. Da, Baba Safari, nu, da, un nume important în handbalul iranian, până la în echipa națională a Iranului. Stai să spunem și cine, e un domn care a câștigat Cupa României cu, cu Timișoara. A venit, domnul Miloșevici, Petru Miloșevici, da. Și Baba Safari, parcă de la Timișoara vine, nu? Da. Adică el știa ce aduce Pero. Da, Vuk Miloșevici, fiul antrenorului, un jucător excepțional. Foarte, foarte bun jucător care marchează foarte des, face treaba foarte, foarte bine. Îl mai avem pe Estechi, este foarte cunoscut, ala Caram Estechi, unul dintre frații celebri Estechi, care au făcut istorie pe la Dinamo București, la CSM. Pe, pe Estechi îl știam și eu, da? Era, adică înainte să vină la Buzău știam cine e. Și mai e... Îl avem pe golgheterul pe francez, Leo David. Leo David. Leo David, care a jucat în Liga Campionilor cu Bidasoa. A fost printre golgheter, un jucător foarte important în Liga Campionilor. Uite, confirm la Buzău, marchează câte 10 goluri pe meci, 9-10. Deși unii ziceau că, uite, și la, la Leo, sau la, că presupun că e Leo numele mic. Da, Leo David. Argumentau așa, domnule, cam trecut de prima vârstă. Da, are 34. Lumea nu știa că Bidas, e foarte greu să ajungi la Bidasoa ca jucător străin, echipă care joacă în Champions League. În Champions League, da, păi, mână, da. Și sunt bașci, din țara bașcilor. Și se știe ce, cum privesc ei jucătorii de afară. Eu țin minte că Fernando Llorente... Bine, la fotbal și mai și acolo puțin. Era, mai... era fluierat de tot stadionul la meciurile de acasă în contextul în care Bilbao ajungea în finala cu Atletico Madrid disputată cu lumea la București. El, iar el care era născut la Oviedo era fluierat de proprii spectatori în momentul în care atingea mingea. E, la handbal lucrurile nu sunt chiar de sensibile. Da. E greu de ajuns la este Bidas, foarte greu, da. E greu să fii străin și să ajungi acolo în primul rând, dar aminte să joci. Da, să te și integrezi, să faci și furori. Pentru că omul acesta a făcut furori în Liga Campionilor, are vreo 60 de goluri în ligă. Totuși cu o echipă Bidasoa care n-a ajuns în fază superioară.
cu cât duc am spus, cu atât creșteau șansa lui Leo David să marcheze și mai mult. A fost printre golgheteri oricum, aproape 60 de goluri, nu mai rețin, 54 sau 55 de goluri. Da, o echipă, am spus, și cu aceste implanturi, cu acești străini foarte valoroși. Dacă vorbeam acum două luni și spuneam, așa, enunțam un pronostic, cum că Buzău ar putea scăpa de play-out, cineva spunea că sunt nebun. Anul ăsta, în contextul evoluțiilor pe care le-a avut Buzău, putem emite pretenția de a evita play-out-ul? Da. În acest moment, bine, mai este foarte mult de jucat, este clar, dar sunt șanse foarte mari să evităm play-out-ul. Mai ales că cel mai probabil nu se va juca tur-retur, adică se vor juca doar turnee. Încă nu știm cum se va desfășura deocamdată. Păi uite, pentru că nu ne-au spus domnii de la federație. Nu avem la timp aceste informații, totul se stabilește în foarte scurt timp. Acum să vedem ce ideile mai avem celor de la federație, pentru că în sezonul trecut știi că au fost niște idei foarte trăznite. Era Buzău la un moment dat să retrogradeze, să nu se mai joace nimic. Numai că până la urmă s-a luat o măsură înțeleaptă. Bine, forțați de Ministerul Sportului, Turismului, de Federația Internațională și au fost forțați să se ia o măsură corectă, până la urmă justă. Că altfel Buzău acum ar fi fost în Liga a doua după ce aveau de gând să facă cei de la Federație. Da, să sperăm că va fi bine și pentru Buzău. Mai avem câteva minute, trebuie să trecem în revistă și un alt subiect. După multe luni de pauză, unul dintre cei mai ghinioniști pugiliști buzoieni, și nu, România, zice. România. Bogdan Dinu s-a întors în ring, o victorie facilă în fața unui domn, am și uitat cum îl cheamă. Frank Bluembe. Da, da, da. O victorie în repriza a doua care îi aduce lui Dinu speranțele că va mai conta, va mai fi relevant în topul boxului mondial. Frank Bluembe. Bluembe, da. Bluembe, da. Un german la un neamț. O victorie extrem de importantă pentru Bogdan, care, uite, la meciul cu numărul 22 în boxul profesionist, reușește o victorie de moral, o victorie care, până la mă, dă așa, speranță pentru viitor. Cât timp va mai boxa, sper să mai obțină și alte victorii. O victorie foarte, foarte clară pe care Bogdan a obținut-o la Plovdiv în Bulgaria, în fața acestui german. O victorie, cum a spus, important, bifează un nou succes la cariera de profesioniști. Cum ai spus tu, Bogdan a fost mereu un ghinionist. Dacă e să trecem așa, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Da, de-a lungul tânăr. Vine meciul cu Gerald Miller, pierdut de Bogdan, pierdut clar, meciul ăla chiar a fost pierdut clar. La o lună după meci, Gerald Miller este descoperit ca fiind dopat și evident, chiar s-a pus problema ștergerii meciului cu Dinu din palmaresul lui. În fine, ce a fost, a fost. După aia vine meciul cu Brad Pulev, despre care iar scriau cei de la TNT, că a fost o victorie rușinoasă a bulgarului, o victorie cu arbitrii. Da, o victorie dubioasă. Și după aia vine celebra gală a lui Joshua, organizată pe stadionul din Londra, pe noul Tottenham, unde erau plătite deja 80.000 de bilete. Bogdan Dinu trebuia să apară pe afiș. Ok, nu era main eventul, era al doilea meci, dar presupun că își lua o grămadă de cașcaval, cum zic românii, și vine pandemia și anulează meciul. Adică numai așa, timp de un an jumate, s-au ținut ghinionele de lanț. Da, s-au adunat niște factori extrem de nefași care au dus la acest lucru. Să spunem că putea avea Bogdan un palmares mult mai bun, la îmbunătățirea al palmaresului. Dar tot rău spre bine, uite că are debutat cu o victorie, este foarte important pentru el, pentru că după acest succes automat o să rămâi puțin în prim plan, în lumea boxului profesionist, ceea ce nu este de acolo, și să vedem ce meciuri vor mai urma, dar este de bun augur acest succes, îți deschide calea către alte gale. Rămâi în prim plan, uite, aduce și pandemia ceva bun și în contextul în care sunt foarte puține gale. Și boxa, cred că dacă boxezi și în Somalia, toată lumea boxului e cu ochii pe ceea ce se întâmplă acolo. Da, rămâi în plan, pentru că până la urmă este o victorie. De obicei cam așa se întâmplă, cam peste tot. Câștigi, ești în prim plan, ai pierdut, ești trecut pe planul 2. Asta este sportul, mai ales în sportul profesionist, trebuie să sunt destul de clare. Cam despre învingători se vorbește de fiecare dată. Despre cei învinși, mai puțin.
S-a pus, e bătut în cuie până la urmă meciul dintre Anthony Joshua și cu Brad Pulev, se vor pune, nu știu, toate centurile, practic, se vor pune pe față, la grea. Se vor reunifica centurile. Ar fi minunat, zic, să avem și noi un buzoian, măcar așa, să fie pe afișul galei. Nici nu mai contează dacă va fi primul, al doilea, al treilea, al patrulea meci al galei. Ar fi fabulos, ar fi ceva de neimaginat pentru, că vorbim de Bogdan, este buzoian de-al nostru, ar fi o foarte mare realizare. Să fie în, da, să fie pe un afiș la Senegal, cred că este maximul ce poți spera la un moment dat în boxul profesionist. Bine, dincolo de meciuri și de victorii, dar să apare pe un afiș la o gală, o super gală cum este aceasta, ar fi ceva extraordinar. Din ce știu eu, Bogdan e solicitat pentru sparring, culme, atât de Joshua cât și de Pulev. Pulev chiar, am văzut o declarație, vrea să-i acorde și o revanșă la un moment dat, dacă nu venea pandemia asta care a omorât tot sportul. Din păcate, da, și pandemia asta, uite, ne-a făcut pe toți să suferim, inclusiv pe sportiv, și a dat peste cap toate planurile tuturor sportivilor. Dar din nou mă gândesc eu așa, Bogdan a mai fost în postura asta, cineva mă întreabă din nou despre Gloria, o să revenim dacă mai avem timp la subiect, să fii sparingul unui om care domină sportul ăsta mai ceva decât au dominat-o alte nume grele. Da, este o mare onoare pentru... Pentru Bogdan. A strâns tot ce se putea strânge. Josa este într-un clasament all-time, este în vârf, este printre primii. Bine, sunt mulți boxeri legendari, dar este cu siguranță într-un top în partea superioară. La câte centuri a strâns, mă gândesc că e chiar primul, deși el n-are aura unui Mike Tyson, eu știu, sau exact. Muhammad Ali, pentru că e englez. Dar la ce a reușit să facă ca număr de centuri și gale câștigate, deci foarte importante, este printre primii. Meciul ăla cu Klitschko e de povestire la nepoți. Meciul a intrat în legendă. Este o legendă până o asemenea partidă despre care se va pomeni, cred că și peste 100 ani în analele sportului, numai ale boxului. Da, Cătălin, mulțumim frumos. Apropo, mă întreabă cineva din nou de să zicem, de ce și-a propus Gloria în sezonul ăsta? Răspunsul meu este, cât se poate de sincer, vă spun că habar n-am. Mulțumesc, Cătălin, pentru prezența. Mulțumesc și Andrei. Ne-a adus expertiza handbalistică, despre care noi nu prea aveam habar. E un sport la care chiar nu mă pricep. Aici punem punct ediției de astăzi a Sport Club. Ne vedem tocmai luna viitoare cu sportul. Ca o surpriză, mâine sau poimâine, Bogdan Dinu s-ar putea să vină la noi în studio. Săptămâna asta, sigur, în câteva minuțele, colegul Mihai Bună Ziua cu Dale Buzoianului. Numai bine!